Bună seara, prieteni! Bună seara, România! Sunt pastorul Liviu Tudoroiu și mă bucur să am posibilitatea din nou să mă adresez dumneavoastră pe calea undelor, împărtășind din nou cuvântul lui Dumnezeu, care întotdeauna este o masă îmbelșugată pentru sufletul flămând și căutător de Dumnezeu. Subiectul din această seară poartă titlul Zona Cain. Știți, noi oamenii suntem înzestrați de Dumnezeu cu ceva ceea ce se cheamă presimțire. În alți termeni, instinct uman. Dumnezeu a înzestrat pe Adam și Eva cu un simțământ interior. Acest instinct uman, numit presimțire, a fost activat pentru prima oară în grădina Edenului, din nefericire nu de Adam, ci de Eva. Când și-a dat seama că era singură, a avut simțământul primejdiei, dar a dat la o parte teama, considerând că are suficientă înțelepciune și putere ca să discearnă răul și să îi se opună. Eva considera că e suficient de înțeleaptă și puternică ca să discearnă răul și să se opună lui. Ca să folosesc un vocabular destul de modern, Eva a sufocat acest spirit al instinctului natural, a supresat această presimțire a pericolului și a zis în sinea ei, mă descurc și singură, nu am nevoie de Adam. Ori de câte ori sufocăm acest instinct natural pe care noi îl numim presimțire, ori de câte ori noi facem pași împotriva conștiinței noastre care ne avertizează că ne îndreptăm spre o primejdie, în realitate noi bem din taina Babilonului care a fost împărtășită cu Adam și Eva în grădina Edenului. Înainte ca să mergem mai departe în subiectul nostru, v-aș invita să facem o analiză cu privire la un cuvânt care este extrem de agitat astăzi, manipularea. Ce este de fapt prin definiție manipularea minții umane? Arta manipulării constă în repetarea unei minciuni la infinit până când ce creierul se acomodează cu această minciună, o consideră parte din realitatea vieții interioare a ființei respective și o trece în catalog drept adevăr. În timp ce păcatul devine o cultură, parte din tradiție și stabilește noua normă a societății, creștinul care dorește să trăiască cu evlavie în Hristos și care dorește să zboare către cerul albastru sub oblăduirea chemării dumnezeiești care spune, Fiule, te iubesc. Toată această dorință a creștinului de a fi cu Dumnezeul lui pentru veșnicie este considerată sau percepută ca o boală a societății care trebuiește extirpată. Un om al teatrului și al filmului, pe nume Alejandro Jodorowsky, făcea o declarație, zic eu, destul de profundă, în care spunea că păsările care se nasc în cușcă au impresia că a zbura este o boală. Versiunea biblică a acestei declarații o găsiți în cartea lui Iuda, capitolul 1, singurul capitol al acestei cărți, versetul 11, unde se spune că ei bagiocoresc ceea ce nu cunosc. În 1993 încercam să ajung la o comunitate pe care o păstoream, stând la ocazie, pe vremea aceea se mai făcea cu autostopul și prin harul lui Dumnezeu am fost luat într-o mașină de un șofer foarte binevoitor și bineînțeles că în mașină mai erau câțiva oameni. Cetățeanul de lângă mine se dă în vorbă și mă întreabă cu ce mă ocup. I-am spus că slujesc oamenilor în biserica pe care o păstoresc și bineînțeles că întrebările au continuat din ce biserică. Am explicat că sunt un adventist care am un stil de viață diferit. Bineînțeles că cetățeanul intervine cu un spectru larg de întrebări. Ce mănânc, ce beau, dacă fumez, dacă nu fumez, dacă religia mă lasă să dansez sau nu, dacă religia mă lasă să fac alte lucruri și așa mai departe, i-am răspuns, religia mea nu este un canon. Eu am ales să nu beau alcool pentru că sunt convins că am infirmități de caracter care sunt date pe față și fără prezența alcoolului în viața mea. Religia pe care eu o practic nu este un set de canoane, ci este pur și simplu o invitație de dragoste din partea lui Dumnezeu pentru a trăi o viață decentă, o viață curată în temere de Domnul nostru Iisus Hristos. Cum, domne? Nu mâncați nici mici? Nu. Nici vișli? Nu. Nici un jambon afumat cu o tocăniță de fasole? Nici. Păi, domnule, și nu luați niciun chen sau o țigare, măcar așa de o fiță sau de fițe, de anul nou.
Am zis nu. I-am explicat că eu am o credință inteligentă. Este o credință care face apel la minte, la rațiune. Este o credință care mă invită la alegeri personale și decizii personale. Așa că Dumnezeul la care mă închin nu este un tiran, este un Dumnezeu al milei, a dragostei, iar El mă invită să consider un stil de viață sănătos care, bineînțeles, poate să fie benefic pentru viața mea, pentru fericirea mea, să fie benefic pentru tot ce se întâmplă în jurul meu. Atunci, într-o explozie de nedumerire, omul mă întreabă: Domnule, dar atunci pentru ce trăiești? Dumneata ești ca o pasăre într-o cușcă. Eu sunt un om liber, zicea dumnealui. Pot să mănânc, pot să beau, pot să fumez, pot să mă distrez cu o duduie aici colo dacă nu mă vede nimeni, așa că eu trăiesc libertatea și mă bucur de viață din plin. Săracul om, născut în cușcă, se fălea cu mândria sclaviei lui. Ce spunea Alejandro Jodorowsky? Păsările care se nasc în cușcă au impresia că a zbura e o boală. După ce a rămas în tăcere uimit de ceea ce am spus, mi-am permis să îi adresez câteva întrebări cu privire la libertatea de care făcea atât de mult caz și am spus respectos: stimate domn, pot să vă adresez câteva întrebări cu privire la libertatea dumneavoastră? Oarecum fâstăcit și nesigur, lăsând capul în jos, a spus: da, poți să mă întrebi. Dacă ar trebui să renunțați la băutură, v-ar fi ușor? Sau ați putea să vă detașați imediat de alcool? De ce vă întreb, stimate domn? Pentru că știu din experiența tatălui meu, care a avut de multe ori acest puseu emoțional de a renunța la alcool. După 3 luni revenea și oftând spunea: Liviule, să nu te apuci de băut niciodată, că-i patimă rea, omule. E patimă rea, tată, alcoolul, vreau să mă las de el, dar nu se poate. Am întâlnit oameni care la fel confirmau că alcoolul este într-adevăr o patimă. Dumneavoastră, în libertatea, în spectrul de libertate cu care vă lăudați, ați putea să renunțați la alcool mâine? Într-o clipă de luciditate, recunoscându-se învins, omul mărturisește: ai dreptate, domnule, am fost la doctor și mi-a spus că am un început de ciroză și că va trebui să renunț și la alcool și la țigare. Am încercat și eu de câteva ori, dar mă declar învins. Acum și dumnealui își dorea acest vis împlinit cu ochii, să poată să iasă din colivia păcatului și să zboare către cerul albastru chemat de Domnul Hristos. Oh, cât de mult nu și-ar fi dorit să zboare, dar nu putea. Acum, cu cuvinte abia rostite, omul recunoaște că nu pasărea care zboară spre cer este pasărea bolnavă, ci pasărea care s-a născut în cușca păcatului, neștiind ce este gustul și frumusețea libertății absolute în Hristos. Undeva în 1904, Herbert George Wells scrie o carte, era o ficțiune, bineînțeles, The Country of the Blind, Țara Orbilor. În această ficțiune se povestește despre un misionar care ajunge undeva pe o insulă și după câteva zile de ședere observă că băștinașii erau orbi. A văzut, a observat că se comportau în mod nenatural. A realizat că datorită unui virus sau datorită unei boli, toată societatea respectivă a orbit, iar copiii care s-au născut după generația primară care contactase virusul, se născuseră orbi. Așa, în lumea lor, trăiau frumos, cum se putea. Misionarul s-a împrietenit cu ei și le-a câștigat interesul. Într-o bună zi, misionarul s-a hotărât să le spună adevărul: oameni buni, sunteți orbi. Până aici, prietenia s-a încheiat în ziua în care misionarul le-a spus acestor oameni orbi că sunt orbi. Băștinașii s-au vorbit între ei și în cele din urmă s-au hotărât să scape de el și să-l omoare. Luați-o ca pe o parabolă. Sigur că George Wells scrie cartea în 1904, dar Domnul Hristos face declarația că nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărap, orb și gol în cu cel puțin 19 secole înainte de aceasta. Ne întoarcem la zona Cain, o zonă a crimei perfecte. Atunci când Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de Cain, i-a pus întrebarea foarte incomodă: unde este fratele tău? Și răspunsul lui a fost: nu știu. Imaginați-vă, Dumnezeu întreabă pe ucigaș unde este victima și ucigașul spune: nu știu. Prieteni,
Această atitudine a lui Cain este atitudinea societății în care trăim astăzi. Trăim și am intrat în secolul 21 în zona Cain. Zona Cain este zona crimei perfecte. Scenariul este absolut identic. Cain omoară pe fratele său pentru că aceasta este esența răului. Omul rău nu poate să trăiască lângă omul bun. Și veți vedea că dacă vă uitați în condica de sugestii a întregii istorii a lumii acesteia, vi se va recomanda că de fapt pe fiecare pagină, cu fiecare generație, ai aceeași regulă. Cel rău omoară pe cel bun. Așa a fost de la Cain și Abel până astăzi. Nu e nimic nou în ceea ce spun. Sunt doar chestiuni simple, dovedite, recunoscute, unanim acceptate de toată societatea în care trăim. De la Cain până astăzi avem aceeași regulă de viață care se repetă cu fiecare generație. Cain cel rău omoară pe Abel cel bun. Pentru că Abel era caracterul Domnului Hristos. Probabil că această expresie caine a produs etimologia de mai târziu a cuvântului câine, care, bineînțeles, se trage din latinescul cane. Dar această atitudine de a omorâ pe fratele tău este atitudinea care definește răutatea incomensurabilă a individului care distruge principiul sângele apă nu se face. Răutatea de caine este atât de mare încât el poate să omoare propriul său frate fără remușcări. Prietenii mei, trăim în zona Cain. Suntem generația plină de caine în care cel rău va omorâ pe cel bun. Din fericire pentru cei care iubesc pe Domnul Iisus Hristos, pot să vă spun că de data aceasta Domnul Iisus Hristos va interveni și îl va scăpa pe Abelul ultimei generații. E adevărat că noi avem datoria să punem sângele mielului pe ușorii casei noastre, că atunci când îngerul trimis, îngerul pierzător va veni pe la casa noastră să vadă că noi suntem proprietatea Domnului Hristos. În noaptea întunecată a Egiptului, când oamenii își plângeau întâiul născut, poporul lui Dumnezeu era închis în odăiță, în rugăciune fierbinte, cu lacrimi și cu durere către cel care putea să-i ajute să-i scape de la moarte. Această repetare a istoriei, dragii mei prieteni, este inerentă și inevitabilă. Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 15, ne spune: afară sunt cainele sau afară sunt câinii, vrăjitorii, desfrânații, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Vreau să vă spun că sunt două surori gemene în arta păcatului. Prima este crima, a doua este minciuna. Pe lângă faptul că Cain era un ucigaș, era și un mincinos. Când Dumnezeu l-a întrebat: unde este fratele tău? De ce nu mai trăiește fratele tău? De ce l-ai depopulat pe fratele tău? Cain, care era în controlul planetei, răspunde: păi zice, nu știu unde e, a dispărut. Păi cum a dispărut? Păi da, nu știu, ce sunt eu responsabil de Abel, fratele meu? El este un om adult, care are buletin, e vaccinat, știe să meargă la spital când e rău, știe să vină înapoi. Dacă chiar trebuie să fie dus la cimitir, evident că găsim noi câteva persoane să-l ducă la cimitir. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră acum câteva declarații care vin din partea celei mai respectate persoane publice din Statele Unite. Este domnul Antonio Fauci, este șeful celulei de criză. Atrage atenția că autoritățile din SUA ar trebui să se aștepte la ceea ce este mai rău în legătură cu noua tulpină de COVID-19. Autoritățile ar trebui să-și asume ce poate fi mai rău legat de noua tulpina coronavirusului, a declarat duminică Antonio Fauci într-o emisiune pe CBC. Trebuie să presupunem acum că tulpina care circulă predominant în Marea Britanie are un grad mare de violență. Puterea virusului de a provoca daune, inclusiv decese, este mai mare, a spus Fauci. El se referea la descoperirea conform căreia noua tulpină de virus din Regatul Unit ar avea o rată a mortalității de 30% mai mare, în special pentru persoanele în vârstă de 60 de ani. Vreau să analizăm noi înșine aceste date, dar avem toate motivele să credem,
a spus Fauci. Știu că pentru noi oamenii există întâmplare și există coincidențe, dar la Dumnezeu așa ceva nu există. Aș vrea să vă aduc în atenție un document vechi pe care l-am mai împărtășit cu dumneavoastră în anumite prezentări din trecut, o declarație care practic este parte din instructajul sistemului globalizării și depopulării planetei. Dacă majoritatea oamenilor se împotrivesc agendei, atunci elibera stulpina triplă SARS-CoV-MERS, care are o rată de mortalitate de 30%, ca o măsură de corectare finală, pentru a împinge minoritatea să devină rapid majoritate. Și în final, spuneți-le, nu v-am spus noi. Dragii mei prieteni, această expresie, 30% rată de mortalitate, corespunde extraordinar cu declarația domnului Antonio Fauci. Când domnul Iisus l-a întrebat pe Cain, unde este fratele tău? Cain de atunci și Cainele de astăzi răspund, nu știu. Nu sunt eu responsabil de cei care mor, corect? Crima perfectă, minciuna absolut acoperită. Oamenii aceștia cred că niciodată nu vor fi aduși la bara judecății de Dumnezeu, dar cât de curând vor vedea cu ochii lor apariția Domnului Iisus Hristos. Zilele noastre de libertate sunt numărate. Dragii mei prieteni, zilele noastre de libertate sunt numărate. Faptul că îndrăznim să ieșim public pe o platformă și să împărtășim câteva gânduri de duh din Cuvântul lui Dumnezeu, îmbinate cu experiența personală de viață, arată că suntem transparenți și nu avem nimic de ascuns. Creștinul este o carte vie, citită de toți oamenii. Așa că, dragii mei prieteni, dacă ne-ar fi fost frică, n-am fi fost aici. Știm că vine sfârșitul lumii, dar pentru noi, cei care am obișnuit să zburăm prin credință către cerul înalt deasupra furtunii acestei lumi, pentru noi vine Domnul Iisus Hristos. Așa că este alegerea noastră, prieteni, să ne împăcăm cu Domnul astăzi și nu mâine. Declarația finală a domnului Fauci ne atrage atenția că am ajuns în zona Cain, zona crimei perfecte, zona în care toată lumea moare și nu e nimeni vinovat. Nu știu cine l-a omorât pe fratele meu. Nu sunt eu păzitorul fratelui meu. Oamenii sunt vinovați pentru că mor. Cain îl omoară pe fratele său și atunci când este întrebat, ești cumva vinovat de absența fratelui tău, Abel? Cain zice, nu, eu nu sunt vinovat de faptul că planeta este depopulată. Ei au murit singuri, e vina lor, nu știu, sunt eu păzitorul acestor 7,8 miliarde de oameni. Ultima declarație foarte interesantă pe care domnul Antonio Fauci o prezintă public, spune, ne așteptăm la un număr uriaș de victime în următoarele 3 luni. Nu cred că vom reveni vreodată la viața normală. Păi, gura păcătosului adevăr grăiește, spune un proverb din bătrâni. El, ca și Caiafa, care a profetizat fără să știe, care spunea că nu știți că este în folosul unui națiuni între să moară un singur om, este planul de mântuire. Caiafa nu știa că spune o profeție. Tot așa și domnul Antonio Fauci nu știa că atunci când declara că nu cred că vom reveni vreodată la viața normală, el de fapt făcea o profeție prin care spunea vine sfârșitul lumii, vine sfârșitul lumii, vine sfârșitul lumii. Am făcut o analiză personală în scriptură cu privire la care este profetul care folosește cel mai intens și mai des expresia sfârșitul. Și l-am găsit pe Ezechiel. Vreau să vă invit să deschidem Bibliile la capitolul 7 și să citim câteva versete. Și tu, fiul omului, ascultă, așa vorbește Domnul Dumnezeu despre țara lui Israel. Vine sfârșitul, vine sfârșitul peste cele 4 margini ale țării. Sigur, contextual se vorbea de sfârșitul națiunii lui Israel, care păcătuise și care trebuia să fie pedepsită de invazia multor popoare care finalmente au linșat majoritatea generației de oameni, iar cea mai rămas dintre ei a fost dus în robia respectivă. Acum vine sfârșitul peste tine, îmi voi trimite mânia împotriva ta, te voi judeca după faptele tale și te voi pedepsi pentru toate uriciunile tale. Versetul 6, vine sfârșitul, vine sfârșitul, se trezește împotriva ta, iată că a și venit. Ezechiel, capitolul 7, versetul 6. Ca să clarificăm cine este, domnule, sfârșitul acesta,
Aș vrea să vă invit să deschideți Scriptura în Apocalipsa, capitolul 21, versetul 6. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit, eu sunt, adică Domnul Hristos se identifică pe El însuși, zicând, eu sunt Alfa și Omega. Eu sunt începutul, eu sunt sfârșitul. Conform acestei teze matematice, eu sunt sfârșitul, eu sunt iubire, voi încerca să înlocuiesc termenul de sfârșit cu termenul de Iisus. Citesc aceleași versete din nou, Ezechiel capitolul 7, versetul 2. Și tu, fiul omului, ascultă, așa vorbește Domnul Dumnezeu despre țara lui Israel. Vine Iisus peste cele patru margini ale țării. Ezechiel capitolul 7, versetul 3. Acum vine Iisus peste tine, îmi voi trimite mânia împotriva ta, te voi judeca după faptele tale și te voi pedepsi pentru toate uriciunile tale. În Ezechiel capitolul 7, versetul 6, ni se spune, vine Iisus, se trezește împotriva ta, iată că a și venit. Dragii mei prieteni, o am mai spus-o și în alte emisiuni trecute, că anul acesta, 2021, va fi un an destul de greu și de critic pentru oameni, în genere, și mai ales pentru poporul lui Dumnezeu. Au trecut mai bine de 6.000 de ani de când sângele neprihănitului Abel strigă către Dumnezeu pentru dreptate și răzbunare. Am păstrat pentru finalul subiectului nostru cel mai frumos capitol din toate epistole, și anume capitolul 5 din epistola lui Iacov. Este un capitol care reglementează escatologic ordinea evenimentelor. Al cincilea capitol din epistola lui Iacov este un capitol special dedicat ultimei generații de oameni, generația care trăiește în timpul zonei Cain sau generația Cainelor. Să ne hrănim cu convingerea că Domnul Iisus Hristos veghează asupra tuturor cainelor care astăzi produc crima perfectă și care astăzi conduc lumea din buncăre ascunse în pământ. Capitolul acesta l-am împărțit eu personal în cel puțin trei idei generale. Ideea numărul 1 este Dumnezeu vorbește cu cainele, cu liderii, cu conducătorii lumii de astăzi. Ideea numărul 2, Dumnezeu face apel la poporul său care trece prin strâmtorare să aibă mare răbdare. Și ideea numărul 3 este marea strigare sub influența ploii târzii în care Domnul Iisus ne invită să ne rugăm unii pentru alții pentru vindecarea trupurilor și vindecarea minții noastre. Iacob, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 semeții care sunt împrăștiate. Sănătate! Ascultați acum voi bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul care are să vă mănânce carnea. V-ați strâns comori în zilele din urmă. Iacob, sub inspirație divină, atrage atenția că acest mesaj este pentru ultima generație de oameni bogați care își strâng comori în timpul din urmă. Următoarele versete avertizează cu privire la faptul că Dumnezeu a luat notă de nedreptatea unui sistem bazat pe extorsiune și pensii speciale în schimbul furtului de simbrie de la cel nevoiaș care a muncit în arșița zi. V-ați săturat chiar într-o zi de măcel, în timp ce oamenii sunt forțați în acest marș al pandemiei mondiale. În timp ce oamenii mor în jur, cei care fac legea sunt găsiți la restaurante de lux, ignorând tocmai acele legi pe care ei le-au implementat pentru cei de jos, pentru clasa nesemnificativă. Ați osândit, adică ați condamnat pe nedrept pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea și l-ați omorât, sperând că nu va ști nimeni.
Acesta este mesajul lui Dumnezeu pentru oamenii care astăzi produc o prăbușire artificială a economiei mondiale, distrug clasa de mijloc a societății umane, care de fapt este coloana vertebrală a unei societăți libere, prăbușesc prețurile intenționat ca mai apoi să cumpere totul aproape pe gratis. Mi-a șoptit și mie o vrăbiuță că unul dintre oligarhii acestei lumi a fost interesat în cumpărarea pământurilor fertile, care mai sunt încă și mai există astăzi încă în Statele Unite, pe un preț de nimic. Așa că, dragii mei prieteni, Dumnezeu știe toate aceste detalii și vreau să vă spun, nu se vor bucura de ele. În timp ce Dumnezeu mustră cainele generației prezente, Dumnezeu exprimă compasiune, milă și dragoste față de abelii sau victimele acestui proces. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu către dumneavoastră, ascultați cum un tată minunat vă încurajează, vă dă putere și credință, căci veți trece prin această strâmtorare. Haideți să citim. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie. Vedeți, acesta este secretul lui Dumnezeu. Poporul va primi puterea ploii târzii. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Controlați-vă emoțiile, gândiți pozitiv și priviți prin credință. Dincolo de nori există un cer albastru. A fost, este și va fi întotdeauna o furtună, dar a fost, este și va fi întotdeauna. După furtună, dincolo de furtună, există un cer albastru care vă aparține. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Ceea ce vrea să ne spună Domnul e că nu mai e timp de comitet pentru împăcarea fraților. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Aici este minunea ultimei generații, dragii mei prieteni. Așa cum spunea Petru, aur și argint nu am, dar ceea ce am îți dau, scoală-te în numele lui Iisus, ridică-ți spatul și umblă. Această minune se va repeta din nou atunci când Dumnezeu va oferi ploaia târzie, ploaia timpurie și ploaia târzie celor care vor avea răbdare. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Expresia mărturisiți-vă unii altora păcatele nu vrea să spună că noi transformăm biserica într-un confesional, ci vrea să spune că vom face exact ceea ce ucenicii au făcut în camera de sus în așteptarea Duhului Sfânt în cele 50 de zile. Petru a căzut pe umerii lui Ioan și a spus, iartă-mă că am fost încăpățânat. Ioan a căzut pe umerii lui Petru și a spus, te rog să mă ierți că te-am jignit de atâtea ori. Și uite așa, ucenicii și apostolii în devenire au produs acea reconciliere și au mărturisit acele păcate care puteau să reglementeze statutul lor social și relația lor ca indivizi în biserică. Aceasta înseamnă mărturisiți-vă unii altora păcatele, adică împăcați-vă unii cu alții, să recunoașteți în fratele vostru o persoană mult mai bună și mai consacrată decât dumneavoastră. Având această atitudine, percepând pe cei din jur într-un mod mult mai sublim, mai bun, mai consacrat decât noi, ne va ajuta să și iubim. Să știți, prietenii mei, că este o artă divină care schimbă inima, să ajungi să vezi pe cei din jur mai bun decât tine, să ajungi să-i percepi pe cei din jurul tău ca fiind mai credincioși și mai consacrați decât tine. Această perspectivă, această schimbare de paradigmă ne ajută să iubim pe cei din jurul nostru. Parcă citindu-ne gândurile în seara aceasta, Domnul Hristos iese în întâmpinarea frământărilor noastre. Doamne, cum e posibil să facem noi treaba asta, că noi suntem oameni supuși atâtor slăbiciuni? Și versetul următor răspunde la frământarea mea, frământarea ta, frământarea noastră.
Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul i-a dat ploaie pe pământ și pământul a dat rodul lui. Fraților, dacă s-ar rătăci vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, și să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rădăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Să ajute Bunul Tată Ceresc această perlă a Noului Testament, găsită în capitolul 5 din Epistola lui Iacob, să încurajeze poporul lui Dumnezeu la răbdare și la reconciliere. Dragii mei prieteni, când Domnul Iisus Hristos a murit pe crucea de la Golgota, pana inspirată într-o carte frumoasă numită Hristos în anumit spune că prima ofertă a milei trebuia să fie împărtășită cu criminalii sau ucigașii Domnului Iisus Hristos. Mântuirea, Evanghelia, salvarea începe cu cei care au fost ucigașii sau autorii omorârii Fiului lui Dumnezeu. Domnul Hristos atât de mult a iubit pe Cain încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Singurul fiu care l-avea Iisus pe pământul acesta era Abel. Și Iisus a zis, atât de mult îl iubesc pe Cain, încât îl trimit pe Abel ca să-l mântuiască. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe cei 10 fii al lui Iacob, încât l-a trimis pe Iosif, predicatorul Evangheliei, ca să-i mântuiască și să-i întoarcă, să le predice. Domnul Hristos l-a trimis cel mai bun predicator care l-avea la dispoziție pe vremea aceea, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe Faraon încât a dat pe singurul său fiu, Moise. Pentru că dacă Faraon va crede și va primi mesajul lui Dumnezeu prin Moise, și Faraon și casa lui să fie mântuiți. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe Ahab, un rege teribil, rău, că a trimis pe cel mai bun predicator pe care l-a avut, Ilie, ca să-i predice Evanghelia întoarcerii la Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe David, încât l-a trimis pe singurul profet care l-avea la dispoziție să-i predice Evanghelia în persoana lui Natan. Și profetul i-a predicat Evanghelia întoarcerii la Dumnezeu, iar acest rege corupt, care a nebunit, s-a întors, s-a căit, s-a pocăit. Fiindcă atât de mult a iubit Domnul Iisus pe Irod, încât l-a trimis pe cel mai bun predicator care l-a avut la dispoziție ca să-i împărtășească Evanghelia iertării lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe Saul, încât l-a trimis pe cel mai bun predicator care l-avea la dispoziție atunci, pe Ștefan, marele apostol Pavel, este convertit de predica lui Ștefan și el devine mântuit, salvat, el un prigonitor al bisericii, devine el însuși martir pentru Biserica Domnului Iisus Hristos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe Nero, încât a trimis pe cel mai bun predicator pe care l-avea la dispoziție la vremea aceea, care era vechiul Saul, acum convertit și el în misionar, predică Evanghelia lui Nero. Apostolul Pavel, într-un mod magnific, prezintă Evanghelia iertării lui Nero. Pentru o clipă, cerul a fost deschis pentru Nero. Și Pavel a făcut acea invitație, Nero, Dumnezeu te iartă, Dumnezeu te iubește, dacă astăzi îți mărturisești păcatul. Dar Nero a refuzat acest ultim apel al Domnului Iisus Hristos. Și apoi a plecat din sala de judecată pentru că n-a avut putere să se uite în ochii apostolului Pavel. Când Nero a închis ușa sălii de judecată, s-a închis ușa harului pentru Nero în împărăția lui Dumnezeu pentru totdeauna. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe tâlharul nepocăit de pe cruce, încât i-a trimis cel mai bun predicator care l-avea la dispoziție pe cruce, pe tâlharul pocăit. Tâlharul credincios, tâlharul pocăit, care recunoaște pe Domnul Hristos în clipa morții ca mântuitura lumii, era cel mai bun misionar de pe pământ pe care Domnul Hristos îl putea folosi ca să predice tâlharului nepocăit. Dumnezeu a trimis pentru Roma păgână cei mai buni martiri creștini care le-au cântat, s-au rugat pentru ei, au plâns, i-au iubit. Pentru Roma papală, din nou, creștinii au fost predicatorii care i-a chemat pe oligarhii lumii de atunci la Dumnezeu și la întoarcere la Dumnezeu. Să îndrăznim cu credință la tronul Harului Tatălui nostru din ceruri, care poate ierta pe oameni, și în numele Domnului Iisus Hristos să cerem și noi predicatorul inimii noastre, care este Domnul Iisus Hristos și care ne poate ierta și nouă păcatele. Închei cu o frază care aș vrea să nu uitați niciodată. Păcatul
are soluție este sângele Domnului Iisus Hristos. Ce nu are soluție, dragii mei prieteni, nu se găsește soluție nici măcar la Dumnezeu, este atitudinea mea și atitudinea ta față de Dumnezeu după ce noi am comis păcatul. Această atitudine a noastră nu are o soluție. Atunci, în toiul nopții, când verși lacrimi nevăzute pe perna ta și când cu suspine negrăite rostești o rugăciune în tăcere Domnului Iisus Hristos, în timp ce tu prezinți întregul cortegiu funebru al păcatelor vieții tale, Iisus e deja acolo, gata să te invadeze, să te acopere cu dragostea Lui, să spună: te-am iertat, gata, te-am iertat. Atât de binevoitor este Domnul, atât de intens este Iisus și de bucuros în a te ierta pe tine și pe mine. Dragii mei prieteni, Domnul Iisus Hristos ne iubește, El și-a dat viața pentru noi și vreau ca în această seară să plecăm cu Domnul Iisus Hristos acasă și să ne putem odihni în patul nostru cu conștiința împăcată că Domnul Iisus Hristos are și a promis în cartea lui Iacov, capitolul 5, că El ne va mântui, va interveni și ne va da ca răsplată, exact răsplata care i-a dat-o lui Iov ca părinte al răbdării. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Dacă ne-am pus vreodată întrebarea cum arată răbdarea sfinților, vă invit în mod cordial să citim cartea lui Iov. Am avut șansa să subliniez și să parasubliniez cartea lui Iov în propria mea Biblie în cei 6-7 ani de suferință prin care am trecut și vreau să vă spun, cartea lui Iov se recomandă a fi citită cu stomacul gol, în suferință, în necaz, cu inima frântă și cu duhul smerit, omul poate să acceseze perlele și tezaurul nemaipomenit care este prezentat, păstrat pentru dumneavoastră în cartea lui Iov. Fie ca bunul Tată Ceresc să ne binecuvânteze în această seară și să ne dorească bucuria de a fi împreună cu El pentru veșnicie. Vă invit la un moment de rugăciune. Scumpul nostru și iubitul nostru Tată din ceruri, îți mulțumim că ne iubești atât de mult și că ne-ai invadat cu dragostea ta. Te iubim, vrem să fim ai tăi și vrem să slujim ție. Ne rugăm pentru toate fețele înlăcrimate care sunt dincolo de calea undelor, toți frații și surorile noastre, pentru toți copiii și părinții noștri, ne rugăm pentru soți și pentru soții. Iubite Tată, ne rugăm pentru prietenii noștri de adevăr, ne rugăm pentru cei care din întâmplare se găsesc aici, pe calea undelor, ne rugăm pentru toți cei care doresc să salveze viața și să spele caracterul în sângele Domnului Hristos. Iubite Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim pentru această seară. Binecuvântat, onorat și glorificat să-ți fie scumpul tău nume, de acum și în veci. Amin.